Numai că eu cred de fapt că aici nici măcar nu e politică reacția, cred că este o mulțumire a domnului Dragnea pentru faptul că a primit, rețineți, 12 milioane de euro pentru stadionul din Alexandria și încă vreo 4 milioane și ceva de euro, dacă nu mă înșel, pentru stadionul din Turnu Măgurele. Chiar n-avem nevoie de investiții rezonabile și făcute acolo unde se creează locuri de muncă. Șomajul, de exemplu, în Teleorman este cel mai mare din România. Rata șomajului e undeva la 11 și ceva procente, dublu față de media națională. Deci rata cea mai mare din România de șomaj. Ca atare vreau să îmi explice și mie domnul Dâncu cum de a dat milioanele astea de euro domnului Dragnea în condițiile în care avem, de exemplu, un Gorj, o situație economică destul de complicată, unde investindu-se banii aceștia s-ar crea ceea ce trebuie, locuri de muncă, s-ar mai liniști situația. Cum de a dat acești bani de investit în niște stadioane și nimeni nu protestează din acest guvern tehnocrat, că dacă stăm să ne gândim câte critici am făcut pentru doamna Udrea și alții care au fost la dezvoltarea anterior și dădeau bani pentru terenuri în pantă, ar trebui să avem același tratament și în zilele noastre. Ca atare, le cer celor de la guvern să chibzuiască cu privire la aceste investiții, pseudo-investiții, bani aruncați pe geam, și să revină asupra acestei decizii care mie mi se pare o batjocură la adresa banului public și la adresa bunului simț în general.